Salut, bine și bine v-am regăsit la un nou video. Eu sunt Adrian Chelaru și astăzi vreau să vă arăt la ce lucrăm, și anume efectuarea infrastructurii unei instalații electrice făcute pe tavan. De altfel, știți că eu v-am arătat variante făcute ba prin pardoseală, ba pe pereți, și oricum vreau să vă mai arăt câteva variante. Cert este că în cazul de față am mers pe tavan, am utilizat cleme fluture de la Hilti. Știți că la un moment dat vă povesteam de ele. Și bineînțeles, ca și cablu, nu am utilizat NYMJ, adică NYMJ, deoarece el nu stă foarte bine, adică în sensul că este mult mai flexibil ca acest cablu și atunci ne chinuim și nu poate să stea destul de drept. În acest motiv folosim NYYJ, mai ales că nu-l băgăm prin Copex, ci vine direct așa cum îl vedeți voi. Cert este că, în prima fază, vreau să vă arăt cam la ce lucrăm, în ce stadiu suntem și vreau la sfârșit să vă arăt exact cum va ieși. Până la urmă, asta e ideea, să vă împărtășesc ceea ce facem, poate vă prinde bine și vouă. În mare parte vreau să vă, adică să fiu pe scurt așa, vreau să vă povestesc cam pașii pe care i-am făcut. Bineînțeles, am carotat, o să mergem pe sistemul nemțesc, cu doze Kaiser, adânci, da? Și cu capace, am carotat, am făcut șlițuri, am pregătit toate coborârile peste tot, după care ne-am apucat să facem cablarea.
Aici este zona de bucătărie, este mai plină, după cum observați în partea din spate avem tablou electric. Au venit cablurile frumos, da? Și sunt trase în așa fel încât să ajungă fiecare în circuitul lui. Bineînțeles și circuitul de lumină. Aici avem alt tip de cleme. Sunt cleme unde le putem prinde cu coliere de plastic. Și, bineînțeles, ținem foarte mult la estetică, după cum știți și voi. Haideți să vă arăt și mai în partea asta la altă, unde încă lucrăm. Deci, deocamdată, este la stadiul de, să spunem așa, etapele de lucru. Deocamdată suntem la partea de infrastructură și cablare. Da? O să pun un video la sfârșit când o să fie cu varianta finală. Da, tot așa am venit de la tablou electric. Aici ajunge la tablou electric. Practic, după cum observați, avem fluturi cu două părți. Partea din dreapta va fi pentru o latură, partea din stânga, după cum observați, continuă și va continua pe partea asta. Și vom prelua circuitele din zona de aici. Așadar, mai avem de treabă, nu ne oprim aici. Cert este că am vrut să vă arăt și vouă la ce lucrăm și cum lucrăm. O să vreau să vedeți, de altfel cred că și vedeți, o să vă pun câteva, să spunem așa, cadre din perioada în care lucrăm și cum o făceam, cum lucram. Și mai departe aștept comentariile voastre cu interes. Așadar, prieteni, dacă și voi ați făcut așa ceva, vă rog să-mi trimiteți poze sau intrați pe grupul electricienilor și haideți să discutăm acolo. Dacă nu, vă invit să vedeți cum am făcut noi și poate o să vă prindă bine pe viitor când o să vreți să faceți și eu. Așadar, prieteni, vă mulțumesc că mă urmăriți și nu uitați, rămâneți pe fază.